Veste bună pentru sistemul medical din Moldova. Preparatul Remdesivir a ajuns și la noi, a anunțat directorul general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Eremei Prisașniuc. Fiind o premieră pentru Moldova, Remdesivir, cu denumirea comercială Covifor, este unul dintre medicamentele pe care îl așteptăm de mult, fiind și primul medicament autorizat de Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană în lupta contra COVID-19. Vom continua să depunem efort astfel încât cetățenilor noștri să le fie oferite medicamente calitative și accesibile, a declarat Eremei Prisașniuc. În Moldova, preparatul Remdesivir este prevăzut în protocolul clinic național provizoriu, infecția cu coronavirus de tip nou, utilizat în tratamentul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Anterior, Eremei Prisașniuc spunea că în Moldova va veni un lot de 2000 de flacoane de Remdesivir, ele fiind distribuite spitalelor după ce Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate va organiza o licitație publică.